Consilierii locali de la UDMR au donat un ceas colegilor din Consiliul Municipal. La finalul ședinței de Consiliu Local care a avut loc astăzi, consilierul UDMR Lacatoș Alexandru a donat Consiliului un ceas. Momentul a fost însoțit de replici și glume între consilierii locali. Având în vedere că este luna cadourilor, grupul UDMR din Consiliul Local face cadou un ceas Consiliului Local al Municipiului Zalău, condiția să fie expus în sala de ședință. Ceasul este radiocomandat, deci se autoreglează după ceasul atomic de la Frankfurt. Scopul este ca toți membrii Consiliului Local să știe cât e ceasul. La cine e comandat? Să fie într-un ceas bun. Noi sunt mulțumim grupului de consilier al UDMR. Ceva la mea. Sub 50 de euro, ai voie? Pentru că tot de care și tot de acolo, nu mai putea să puneți tot în colorul domnului. La fel ca Locotoș Alexandru, le spunem și noi să fie într-un ceas bun pentru zălăuani.